Prețurile tot mai mari la energia electrică ne fac să ne gândim tot mai serios la cum să reducem din consum. Pe lângă electrocasnicele mari și produsele de aranjat părul consumă mult curent, atrag atenția specialiștii în energie. În contextul în care facturile la energie electrică cresc din ce în ce mai multe familii au înregistrat valori record de peste 20.000 de lei la facturile la energie electrică, așa că tot mai mulți români se întreabă care sunt obiectele ce consumă cel mai mult. Păi cred că frigiderul. Dacă nu-l dezghezi la timp, congelatorul ăla. Și o mașină de spălat, calorifer dacă îl bagi în priză. Experții afirmă faptul că ar trebui să ne schimbăm electrocasnicele cu unele mai noi pentru a nu mai plăti chiar atât de mult. Ce părere? Da, și cu litera sunt mai economici. Sigur că cei mai noi e și mai redus la orice. Dar în acest context în care salariile au stagnat, credeți că oamenii și-ar putea permite să schimbe electrocasnicele? Păi nu mă arate. Altfel nu poți să te descurci. Salariile care le avem și pensiile ăștia. Becurile pe care le alegem ca să ne luminăm locuința își pun amprenta asupra facturii la energia electrică pe care o primim la final de lună. Ca să ne ajute să le alegem mai ușor, Uniunea Europeană impune producătorilor să atribuie produselor o etichetă în funcție de cât de eficiente sunt rapoartele la preț-consum. Probabil ăla de frigorific. Și multe altele care sunt de interes comun al omului acolo în casă. Toate sunt consumă cu energie normal. Specialiștii afirmă faptul că ar trebui să ne luăm alte electrocasnice mai performante pentru a nu mai plăti atât de mult. Ce părere aveți? Ne luăm după specialiști. Și trebuie să facem ce zic ei, că sunt în măsură să ne spună, să ne dea indicațiile cele mai potrivite. Specialiștii ne sfătuiesc să fim atenți și la aparatele de aer condiționat, pentru că și ele pot consuma mult. Dacă nu sunt alese cu grijă și frigiderul și mașina de spălat vor mări facturile la curent, dar tehnologia ne poate ajuta să limităm consumul. Dacă nu-i nou frigiderul, nu sunt de aici, sunt din America, nu locuiesc, când sunt în vizită aici, sau nu știu ce să spun prea multe. Mă uit la știri, dar, you know, e... Ce părere aveți despre aceste scumpiri? Mult, adică prea mult pentru oamenii, salariile și toate astea, mi se pare enorm de mult. Eu plătesc mai puțin în America decât plătesc sora mea sau maică mea aici. E groaznic. Mă întreb de multe ori cum trăiesc oamenii aici. Nu pot să-mi dau seama cum pot să trăiască. E greu, e foarte greu. Frigiderul că îl ținem toată ziua în priză, altceva ce? Televizorul mai puțin. Specialiștii afirmă faptul că în acest context ar trebui să ne luăm alte electrocasnice mult mai performante pentru a plăti mai puțin. Care nu are bani de unde să-și ia electrocasnice de ăștia performante. Într-o locuință, mari consumatori de energie electrică sunt cuptorul electric și plita, cana pentru încălzit apă și prăjitorul de pâine. Iar femeile trebuie să știe că uscătorul de păr, placa și ondulatorul vor mări considerabil factura la energie. Spre exemplu, o placă de păr consumă energie cât 15 becuri clasice și 300 de becuri LED.